Am să vă rog frumos să poftiți și în rândul întâi dacă există scaune care n-au fost ocupate, pentru că probabil respectivii invitați n-au putut să ajungă din motive diverse. Și vă voi ruga să ne pregătim să ascultăm împreună intonarea imnului național al României. Mulțumesc, vă invit să luați loc. Onorat prezidiu, distinși participanți la conferința de lansare a proiectului ROCAS 2 București-Ilfov, permiteți-mi să încep prin a vă informa că activitatea aceasta este o activitate publică, în care ne bucurăm să avem alături pe reprezentanții mass media. Evenimentul va fi unul înregistrat cu foto, video și audio și rămânerea noastră în sală este considerată de către organizatori ca fiind un accept în conformitate cu prevederile GDPR. Acestea fiind spuse, stimată doamnă președinte a Senatului, stimată doamnă consilier prezidențial, stimați demnitari ai statului român, onorați profesori, stimați invitați și dragi colegi, bună ziua și bine ați venit! Distinși participanți, am deosebită onoare, dar în același timp și plăcere de a vă întâmpina astăzi în cadrul maestuos al Cercului Militar Național cu ocazia conferinței de lansare a Programului Național de Screening al Cancerului Colorectal pentru regiunea București-Ilfov, program finanțat prin fonduri europene și coordonat de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila. Am traversat împreună un an și jumătate extrem de dificil. Spitalul Militar Central, aflându-se pe mai multe planuri în linia întâi a luptei împotriva pandemiei infecției cu SARS-CoV-2, cu sprijinul excelenței sale domnul Nicolae Ciucă, ministru al Apărării Naționale, dar și a echipei de conducere a Ministerului Sănătății, domnul secretar de stat Baciu fiind astăzi alături de noi. Sunt sigur că azi, după 16 luni, bilanțul medico-sanitar poate fi considerat unul pozitiv, dar... ...activități importante de cercetare, mare parte dintre ele finanțate prin fonduri europene. Dintre acestea, prin importanța actului medical și social, ca și prin bugetul angajat, se distinge Programul Național de Screening pentru Cancerul Colorectal pentru regiunea București-Ilfov, ROCAS 2, subiectul întâlnirii noastre de astăzi. În mod concret, discutăm despre unul din primele programe naționale de screening, care are drept țintă un număr total de 50.001 pacienți cu domiciliu în localitate în București și în județul Ilfov, persoane cu vârstă cuprinsă între 50 și 74 de ani și care, aparent, se află în deplinătatea stării de sănătate din punct de vedere al patologiei colorectale. Dintre aceștia, programul își propune ca peste jumătate să fie persoane din categoriile considerate defavorizate și aici discutăm despre cetățeni cu venituri reduse, despre persoane instituționalizate, persoane private de libertate, despre persoane aparținând anumitor grupuri etnice sau sociale. În general, discutăm despre persoane cu acces limitat la resursele Sistemului Național de Sănătate și care implicit riscă descoperirea unei afecțiuni potențial extrem de grave, mult prea târziu.
Bugetul total angajat este de 24 de milioane de lei, aproximativ 5 milioane de euro, iar data limită de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2023. E important să menționez de faptul că în cadrul acestui proiect vom miza pe sprijinul nemijlocit al colegilor noștri medici de familie, care reprezintă placa turnantă a oricărui program național de screening. Ca punct final al proiectului, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central va funcționa unul din cele 4 centre naționale de screening ale cancerului colorectal, accentuând odată mai mult, deși nu mai era nevoie, relevanța deosebită a acestei instituții militare de asistență medicală, care anul acesta împlinește 190 de ani de existență. Pentru orice proiect discutăm despre beneficiar în primul și în ultimul rând. În cazul nostru, adevăratul beneficiar este pacientul, cel căruia îi se oferă oportunitatea de a avea un diagnostic precoce, care reușește să transforme o boală gravă în una curabilă. Desigur, sunt multe lucruri pe care, vă asigur, sunt interesante și pe care ar putea să vi le spun despre acest proiect, cât și despre activitățile de cercetare derulate de Spitalul Militar Central. Însă acum vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul partenerului nostru în acest proiect, domnul Ștefan Răduț, vicepreședinte al Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, COPAC. Domnule Ștefan, vă rog. Vă mulțumesc. Sunt Ștefan Răduț, sunt vicepreședintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România și în proiect sunt coordonatorul proiectului din partea partenerului. COPAC este o coaliție formată din 18 asociații de pacienți cronici, reprezentativ la nivel național. Noi milităm de peste 10 ani pentru accesul la programe de prevenție, programe de diagnostic și tratament corect al tuturor afecțiunilor cronice. Acest proiect vine cumva ca un răspuns la partea de prevenție pentru care noi milităm. Suntem onorați să fim parteneri cu Spitalul Militar Central. Cred că pentru orice organizație sau pentru orice medic de familie din țara asta este o onoare să lucreze direct cu una dintre cele mai importante instituții medicale românești. Acesta este un proiect ambițios și sunt absolut convins că îl vom duce la bun sfârșit. Și mă bazez pe profesionalismul echipei de implementare, echipei de management, a colegilor medici care lucrează la nivelul spitalului și a colegilor mei din organizație. Poate, pe lângă screeningul, pe lângă testarea de care vor beneficia oamenii în acest proiect, spunea domnul Costache mai devreme, sunt 50.000 de persoane sănătoase care vor participa la screening. Ăsta este unul din mesajele pe care vrem să-l transmităm. Este important să mergem la medicul de familie și atunci când suntem sănătos. Ne adresăm persoanelor între 50 și 74 de ani. Spuneam că pe lângă acest screening, poate reușim să atingem două puncte esențiale pentru care noi luptăm de ceva vreme și anume un prim pas în a avea un neapărat program național de cancer avem, dar nu avem un registru național de cancere și poate acesta va fi primul pas. Și al doilea punct important este punerea medicului de familie pe harta sistemului medical acolo unde este locul, și anume la început. Adică e important ca oamenii se ducă pentru testare la medicul de familie. Proiectul are și o componentă de comunicare foarte, foarte importantă, prin care ne dorim să transmitem publicului larg că este important să mergem la medic și atunci când ne simțim bine. Vă mulțumesc! Redus, vă mulțumesc mult pentru cuvintele noastre și în mod cer vom avea o colaborare plină de succes pentru că scopul nostru este să oferim un beneficiu pacienților noștri. În continuare, am plăcerea și onoarea să o invit pe doamna general major conferențiar universitară dr. Florentina Ioniță Radu, comandant al Spitalului de Urgență Militar Central, să ne spună câteva cuvinte. Doamna comandant. Distinși invitați, dragi colegi,
Vă urez bun venit la conferința de lansare a proiectului Furnizarea Serviciilor de Sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase colorectale ROCAS 2 București-Ilfov, proiect derulat de Spitalul Militar Central în parteneria cu Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Aș vrea să vă spun pentru început câteva cuvinte despre cancer. Cancerul reprezintă o problemă majoră de sănătate publică la nivel mondial, cu o incidență în 2020 de peste 19 milioane de cazuri noi. 10% din aceste cazuri, adică 1,9 milioane de cazuri, sunt reprezentate de cancerul colorectal, care este a doua cauză de mortalitate în cadrul patologiilor oncologice. În Europa, care are doar 10% din populația lumii, incidența cazurilor noi de cancer colorectal este de 26,9%. El ocupă locul 3 după cancerul pulmonar și de prostată la sexul masculin și locul 2 după cancerul mamar la sexul feminin. Impactul economic total al cancerului în Europa este de 100 miliarde de euro pe an. Este clar că această boală reprezintă o amenințare uriașă pentru societatea noastră. În fața acestor evidențe, precum și a prognozei că până în 2035 numărul cazurilor de cancer va crește cu 24%, ceea ce va face ca această boală să devină principala cauză de deces în UE, apare stringentă necesitatea de a implementa măsuri ferme de prevenție. În acest moment, în multe țări din lume s-au implementat sau sunt în curs de implementare programe naționale de screening de cancer colorectal în populația cu risc pentru această afecțiune. De exemplu, impactul programului de screening în Statele Unite a contribuit, conform studiilor, la o scădere de cu 53% a mortalității de cancer colorectal. Cancerul colorectal are o serie de particularități care îl fac ideal pentru screening. Este o afecțiune frecventă, cu evoluție fatală dacă nu este diagnosticată și tratată în stadii precoce. Are o istorie naturală bine cunoscută. 90-95% din cancere se dezvoltă din leziuni precursoare, adenoame, al căror potențial malign crește cu dimensiunea polipului. Progresează lent din stadiile precoce, curabile chirurgical, către stadiile avansate și metastazante. Și cel mai important lucru, testele de screening folosite sunt cost-eficiente și larg accesibile. În acest moment, strategia de testare recomandată de Comisia Europeană prin ghidurile europene este de efectuarea de primă intenție a testului de sângerare ocultă, așa numitul test FIT, test imunochimic fecal, la fiecare 1-2 ani, la persoanele cu vârste între 50 și 74 de ani. Pacienții cu testul FIT pozitiv vor fi explorați colonoscopic pentru a detecta leziuni precursoare ale cancerului colorectal, care pot fi rezecate endoscopic, prevenind astfel apariția cancerului. Această strategie va fi probabil adoptată și în România. În condițiile în care în România mortalitatea raportată în anul 2019 pentru cancerul colorectal a fost de 17,8% de mii de locuitori, necesitatea introducerii unui program național de screening reprezintă o problemă de sănătate publică. Proiectul pe care îl lansăm astăzi este unul din cele 4 proiecte pilot ce se vor desfășura în diferite regiuni ale țării, etape precursoare ale introducerii programului național de screening de cancer colonic. Grupul țintă al ROCAS 2 este format din 50.001 persoane cu vârstă între 50 și 74 de ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea București-Ilfov, din care minim 53% aparțin grupurilor vulnerabile. Totodată, echipa de implementare urmărește îndeplinirea obiectivului de trimitere la medicul specialist a unui număr de 2.104 persoane prin asigurarea de servicii și mijloace de transport care să crească accesul la servicii medicale specializate și tratament, prin reevaluarea periodică a pacienților și elaborarea de rapoarte, studii și propuneri de politici publice pe baza datelor obținute în urma screeningului. Implicarea Spitalului Militar în acest proiect nu este întâmplătoare. Este cunoscut faptul că spitalul nostru asigură la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate o gamă extrem de largă de consultații de specialitate și tratament. În 2021, la 190 de ani de la înființare, Spitalul Militar Central deține o infrastructură tehnică, medicală și de resursă umană capabilă să intre și să susțină un proiect de anvergură a ROCAS 2, unitatea noastră medicală, ridicându-se la standardele de fidelitate și acuratețe ale diagnosticului și tratamentului acestei patologii, aplicate în centrele internaționale de profil.
În același timp, în ultimii ani în spital au fost derulate cu succes 11 proiecte cu fonduri europene, care au însumat peste 100 de milioane de lei, 3 dintre ele numai în perioada managementului pandemiei COVID. Experiența derulării proiectelor finanțate din fonduri europene, cu rigoarea specifică de implementare, a fost un atu în câștigarea acestui proiect de screening de către Spitalul Militar Central. Scopul nostru, în cadrul acestui proiect, și nu numai, este de îmbunătățirea utilizării măsurilor eficiente de prevenție pentru populație, prin conștientizarea și importanța sănătății. În acest caz, în cadrul acestui proiect, persoanele candidate vor primi informații adecvate legate de riscurile și de beneficiile variatelor proceduri de screening existente, atât de, la rețeaua de medici de familie implicați în acest demers, cât și de la partenerul nostru, COPAC. Mai mult decât atât, în cadrul acestui program este asigurat accesul tuturor celor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale grupului țintă la consultațiile de specialitate și la investigațiile endoscopice inferioare, adică colonoscopii, aflate în oferta de servicii a Laboratorului de Endoscopie Digestivă și Terapeutică a Spitalului Militar Central. Ce vreau să subliniez este că structura acestui proiect, ca și succesul lui, depind de colaborarea strânsă dintre medicii Spitalului Militar, medici de familie din zona arondată, asociațiile de pacienți și mass media. Dincolo de derularea unei campanii de informare și invitarea populației țintă să realizeze testul de screening în beneficiul propriei stări de sănătate, este extrem de important să consolidăm legătura profesională cu medicii de familie, este important să intrăm în normalitate, într-o normalitate prudentă, aș spune. Este timpul să depășim provocările ridicate de managementul pandemiei în rândul populației cu risc crescut de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de asigurarea fluxului de vaccinare anti-COVID-19, de asigurarea și conservarea stării de sănătate a pacienților în condițiile în care accesul la îngrijiri medicale în spitalele publice a fost restricționat ca urmare a demersului național de limitare a răspândirii virusului, care a oprit o lume întreagă în loc. Pentru toți cei care ne urmăresc acum, este important să se rețină că realizarea screeningului pe baza recomandării de la medicul de familie este un prim pas către un diagnostic precoce și tratament medical de înaltă performanță și calitate, toate acestea realizându-se fără costuri din partea pacientului, indiferent de calitatea acestuia, de asigurat sau nu. Distinși invitați, dragi colegi, nu aș vrea să închei înainte de a adresa un apel pentru colaborare, pentru intensificarea eforturilor personale și instituționale de informare a populației, de atragere în acest proiect, pentru scăderea mortalității datorate unei boli care se poate diagnostica și trata. Un apel pe care îl adresez tuturor celor care sunt prezenți în sală și nu numai. Stimați reprezentanții ai instituțiilor, ai autorităților, ai mass media, ai asociațiilor profesionale și de pacienți, împreună putem schimba în bine lumea în care trăim. Un gest simplu poate să facă diferența între sănătate și boală, dintre viață și moarte, pentru că de reușita derulării proiectului depinde introducerea screeningului ca program național. Haideți să arătăm că ne pasă. Ne pasă de viitor, iar asta trebuie să însemne că ne pasă de sănătate a noastră și a celor din jur. Dragi pacienți, ajutați-ne să vă ajutăm. Împreună putem învinge cancerul colorectal. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna comandant, pentru cuvintele noastre, așa cum suntem cel puțin cei de la spital obișnuiți, scoase din inimă. Și cred că mai multe lucruri despre ce ne propunem în acest proiect sunt greu de spus. În continuare, vreau să am plăcerea și onoarea să dau cuvântul domnului profesor Jinga Viorel, care este rectorul Universității de Medicină și Farmacie din București. Domnule profesor. Onorat prezidiu, dragi colegi, mulțumindu-vă înainte de toate pentru invitația de a fi prezent alături de dumneavoastră la ceremonia de deschidere a unui proiect amplu dedicat medicinei în general și gastroenterologiei în mod special, îmi revine onoranta sarcină de a vă transmite salutul cordial al întregii comunități academice a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Și pentru că vorbim de comunitate, suntem ca o familie, doresc să mulțumesc colegilor cu care am făcut maratonul vaccinării și doamna președintă a Senatului a fost și ne-a văzut. Mulțumesc de asemenea colegilor care, prin articole pe care le-au trimis, au făcut ca Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila
să se situeze pe pozițiile 101-150 la medicină clinică, în clasamentul Shanghai, fiind o realizare cu totul deosebită, datorită și eforturilor dumneavoastră. Provocări și preocupări permanente, statistici și evoluții, tendințe și cerințe, necesități și proiecte de dezvoltare durabilă. Iar această listă ar putea continua pentru întreaga plajă a domeniilor noastre de activitate. Și dacă ideatic, pornind de la sintagma, nu există probleme, există doar soluții, consider că pentru a atinge acest deziderat ar trebui să ne axăm în mod esențial pe astfel de programe de prioritizare, rezultate din analize riguroase și care să conducă în mod practic la eficientizarea oricărui sistem. Astăzi, găzduiți de Sala de Marmură, o adevărată capodoperă arhitecturală a Cercului Militar Național, ne aflăm la deschiderea unui astfel de proiect prioritar destinat sănătății și prevenției medicale. Inițiativă, sigur, care nu putea să nu aducă decât un plus important de săvârșirii noastre profesionale și mai ales sănătății semenilor noștri. Prevenția, screeningul, diagnosticul și tratamentul precoce al leziunilor precanceroase colorectale, înscrise în concurența programului ROCAS 2, vor reprezenta un pas extrem de important, așa cum s-a mai spus, în evaluarea și ocrotirea sănătății celor peste 50.000 de persoane cuprinse în grupul țintă al proiectului și sper că un astfel de episod medical să nu rămână unul singular. Parafrazându-l pe astronautul american Neil Armstrong, prin pasul căruia în urmă cu 52 de ani, într-o zi de 20 iulie, omenirea atingea pentru prima oară suprafața lunii, aș putea spune despre programul ROCAS, care reprezintă un pas mic pentru gastroenterologia românească, dar un salt uriaș pentru medicina de prevenție din această importantă specialitate. Păstrând linia coincidențelor suprapuse date de astăzi și încercând să amplific rolul definitoriu pe care medicina de prevenție, vă rog să-mi permiteți să amintesc o strofă din ultima poezie dictată de pe patul de spital în 2010 de poetul Adrian Păunescu, cel care astăzi a fi împlinit 78 de ani. Purtați-vă de grijă, frații mei, păziți-vă și inima și gândul de nu doriți să vină anii grei, spitalul de urgență implorându-l. Și dând dreptate spuselor marelui poet, vă îndemn pe toți să ducem împreună medicina de prevenție în cât mai multe programe și campanii sustenabile și totodată să nu uităm să ne protejăm și pe noi pentru a-i putea proteja pe cei din jurul nostru. Dragi colegi, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București va susține întotdeauna proiectele și inițiativele dumneavoastră, fie că acestea vor fi îndreptate către partea didactică sau de cercetare științifică medicală, fie către partea clinică, și am convingerea că doar printr-o comunicare și colaborare cât mai intense, vom reuși să dăm continuitate trendului ascendent pe care se află medicina românească astăzi. În încheierea scurtei mele alocuțiuni, doresc să vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitatea oferită de a fi și astăzi la lansarea acestui amplu proiect alături de dumneavoastră și vă urez succes deplin atât în derularea activității profesionale cotidiene, cât și în cea dezvoltării și implementării programului ROCAS. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor, pentru cuvintele dumneavoastră. În continuare, am onoarea să îl invit să ia cuvântul în fața dumneavoastră pe domnul dr. Andrei Baciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății. Domnule ministru. Distinsă audiență, stimate doamne, stimați domni, în primul rând, vă mulțumesc foarte mult, doamna general, pentru această onorantă invitație și faptul că ne aflăm astăzi în această operă de artă a arhitecturii românești mă obligă să transmit și să încep prin a adresa un mesaj de la mulți ani aviației române și a forțelor aeriene și fac acest lucru, sigur, și cu sentimente deosebite din postura de absolvent de liceu militar, deci cu atât mai mult vă mulțumesc pentru onoranta invitație, doamna general. Acum, Armata României și, în principal, Spitalul Militar Central au avut un rol central în managementul pandemiei și acum și al vaccinării, însă Spitalul Militar Central joacă, într-adevăr, un rol, este, într-adevăr, o navă amirală a medicinii românești, cu o atât de importantă tradiție, aproape unică în Europa.
La fel se întâmplă și în cazul prevenției medicale, la fel se întâmplă și în cazul oncologiei. Și astăzi au reușit, grație unor eforturi considerabile, să lanseze acest proiect aproape inedit pentru România. Și nu oricum, fac acest proiect în parteneriat cu reprezentanții asociațiilor de pacienți. Știți, în ultimii ani în România s-a tot vorbit despre pacienții în centrul sistemului de sănătate, pacienții să fie la masa deciziei. Este, cred, primul exemplu important în care există un parteneriat serios și amplu între o autoritate a statului și nu oricare, și reprezentanții asociațiilor de pacienți, și pe această cale permiteți-mi să-l felicit și pe domnul Gănescu pentru toate eforturile de până acum și pe toți reprezentanții pacienților care au depus eforturi semnificative și fac acest lucru zi de zi. Cum spuneam, s-a ajuns la acest lucru, sigur, în special grație leadership-ului puternic pe care doamna general îl imprimă asupra colectivului, însă, mergând mai departe, trebuie pus în context acest proiect, care este la fel esențial și are și o valoare simbolică. La nivel european, la început de februarie, în acest an, a fost lansat European Beating Cancer Plan, sub coordonarea doamnei comisar european Stella Kyriakides, de a cărei vizită ne-am bucurat la sfârșitul săptămânii trecute și care va juca un rol central în abordările de sănătate publică la nivel european. În România, acest lucru se bucură de leadership-ul administrației prezidențiale, unde doamna consilier prezidențială la fel are un rol decisiv și Parlamentul României de asemenea are deja demersuri importante și aici doamna președinta Senatului este implicată activ în toate aceste demersuri și este obligatoriu pentru mine să o menționez și pe doamna Pauliu, care a pus o piatră de temelie importantă pentru oncologia în sistemul de sănătate din România, lansând un proiect care are menirea să schimbe paradigma abordării, să pună în discuție conceptul și momentul în care ajungem să vorbim despre supraviețuitorii de cancer. Și aici, doamna președinte Pauliuc, realmente deschide o nouă cale. Spuneam că Spitalul Militar Central este nava amirală a medicinii românești și este și nava amirală a luptei împotriva cancerului, pentru că pentru prima dată, în tot acest context european, național, medical, lansează și deschide acest proiect. Realmente, 50.000 de oameni din București și din Ilfov vor fi testați tocmai pentru a face ceea ce doamna Pauliuc încearcă să augmenteze cu foarte mare determinare, să transforme oncologia și un eventual diagnostic de cancer colorectal dintr-o sentință, dintr-o condamnare, în nimic altceva decât o boală cronică. Nu poți să faci lucrul ăsta fără diagnostic precoce și fără un program serios de screening. Este primul în România și cu tot sprijinul celorlalte instituții, a Ministerului Sănătății, am încrederea că va fi doar unul dintre mai multe povești de succes care vor urma, însă este esențial ca acest proiect să demareze cât mai repede și să se bucure de un real succes, să spargem gheața în România, să trecem de la o abordare reactivă, să trecem la o abordare preventivă, o schimbare de paradigmă reală pentru România este singura noastră șansă. Vă felicit încă o dată pentru demers, vă mulțumesc foarte mult pentru reală. Realmente este deosebit de onorant pentru mine acest moment și vă asigur de tot sprijinul al meu personal și al Ministerului Sănătății. Felicitări încă o dată și mult succes în implementarea proiectului. Mulțumesc mult! Domnule secretar de stat, vă mulțumim pentru cuvintele călduroase și mai ales pentru sprijinul pe care noastră personal și conducerea Ministerului Sănătății îl acordă spitalului nostru. Vă rog să-mi permiteți în continuare să am plăcerea să-i acord cuvântul doamnei Cătălina Bădoiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Doamnă ministru, vă rog. Stimată doamnă președinte a Senatului, stimată doamnă consilier prezidențial, stimați invitați, dragi parteneri în cadrul proiectului, sunt onorată să fiu astăzi aici la această lansare. Permiteți-mi să vă felicit și să vă mulțumesc în același timp pentru inițiativa dumneavoastră, care este de natură să aducă schimbarea în bine pentru numeroși pacienți din regiunea București-Ilfov.
Sănătatea are preț și, din păcate, de cele mai multe ori ne dăm seama de acest lucru în situații critice. Desigur că prevenția și depistarea precoce sunt elemente esențiale și dumneavoastră, prin obiectivul ambițios pe care vi-l propuneți, screening-ul pentru peste 50.000 de pacienți vulnerabili, ajutați enorm în această direcție. Domeniul sănătății este un domeniu care se află în centrul preocupărilor actualei coaliții de guvernare. Știți deja că pentru perioada de programare 2021-2027, România este singurul stat membru al Uniunii Europene care a transmis un program operațional dedicat exclusiv domeniului sănătății. În varianta transmisă la Comisia Europeană se menționează faptul că pentru 5 domenii, le voi enumera: cancer de col, cancer mamar, cancer colorectal, hepatite și screening prenatal, decontarea unora dintre costurile serviciilor medicale se va realiza utilizând opțiuni simplificate. Analizăm de asemenea posibilitatea de a propune costuri unitare și pentru alte domenii, cum ar fi, de exemplu, cancerul de prostată sau cancerul pulmonar. Pentru că interesul nostru este maxim acela de a ne concentra eforturile pe rezultate, pe impactul direct asupra pacientului și mai puțin pe hârțogăraie și bibliorafturi excesive. Legat de programul operațional Capital Uman, cel prin care se finanțează proiectul pentru care ne întâlnim astăzi, reiterăm intenția noastră de a menține abordarea promovată pentru opțiunile simplificate, utilizate în screeningurile de pe POCU, considerate deja ca bună practică în rețeaua de simplificare FS, gestionată de DG Employment. Încercăm astfel să ne folosim de experiența și expertiza acumulată de specialiști ca dumneavoastră în derularea de proiecte cu finanțare europeană, astfel încât pentru viitor să implementăm cel mai bun mix de măsuri necesare ducerii la bun sfârșit a activităților din proiectele dumneavoastră. Desigur că vă vom oferi sprijinul în următorii 4 ani, rămânem aproape. Mult succes în activitatea de implementare a proiectului și, cel mai important, să reușiți să salvați cât mai multe vieți prin activitățile de screening pe care le veți derula. Doamna secretar de stat, vă mulțumim mult pentru cuvintele noastre și, dacă mi-aș permite să vorbesc în numele comandantei mele, aș putea să vă garantez că Spitalul Militar va avea idei și proiecte să folosească aceste fonduri. În continuare, am onoarea să dau cuvântul Excelenței sale, domnul secretar de stat Marius Bălu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Domnule ministru. Doamnă președinte a Senatului, domnul consilier prezidențial, doamnă senator, președinte a Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională din Senatul României, doamnă secretar de stat, domnule secretar de stat, doamnă general major, comandantul Spitalului Militar Central, domnilor generali, onorată și distinsă audiență, dați-mi voie înainte de toate să-i mulțumesc și eu doamnei comandant pentru că mi-a oferit sau mi-a acordat onoarea de a participa la acest eveniment de o înaltă ținută academică. Vă felicit, doamnă comandant, pentru această inițiativă ce vizează creșterea accesului populației vulnerabile la serviciile medicale de înaltă calitate și asistență medicală prin promovarea și implementarea unor programe de sănătate pentru prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal. Suntem conștienți că necesitatea lansării, promovării și implementării acestui proiect se resimte pe fondul unei realități medicale devenite o problemă majoră de sănătate publică, atât la nivel global cât și la nivelul țării noastre. Conform datelor statistice publicate de OMS prin intermediul platformei Observatorul Global al Cancerului, în România, la finele anului 2020, incidența cancerului colorectal pe grupe de vârstă și sexe se situa pe locul al 4-lea, după cancerul mamar, al prostatei și pulmonar, iar la nivelul Uniunii Europene, numărul cazurilor noi crescând cu 10,2% din totalul neoplaziilor, fiind a doua cauză de mortalitate din cadrul patologiilor oncologice. Așadar, pornind de la unul dintre principiile fundamentale ale medicinei, mai bine previi
decât să tratezi. Prevenția și diagnosticul precoce rămân o etapă esențială în lupta împotriva acestei maladii, iar screeningul singura măsură eficientă în scăderea mortalității din patologia oncologică cu localizare colorectală. Într-o societate dinamică în care viața noastră se derulează cu o viteză amețitoare, fiind absorbiți de griji și problemele zilnice, de neajunsuri și provocări, mulți dintre noi uităm să avem grijă de sănătatea noastră. Poate fi acesta un motiv sau pot fi motive de o altă natură ce țin mai degrabă de educație sau puterea obișnuinței, însă realitatea ne demonstrează că sănătatea ne preocupă doar în situații delicate când se impune un control și un tratament medical. Tocmai de aceea consider că proiectul vine în sprijinul societății noastre prin atingerea rezultatelor scontate, de la conștientizare, informare și educarea grupului țintă până la derularea propriu-zisă a programului de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament. Vă mulțumesc și vă asigur că de sprijin în acțiunile pe care le întreprindeți, creând, de ce nu, acum premisele extinderii inițiativei la nivel național într-un viitor apropiat. Mult succes în implementarea proiectului. Vă mulțumim, domnule secretar de stat, și mai ales vă mulțumim pentru sprijinul pe care conducerea Ministerului acordă Spitalului Militar Central. Acum îmi revine onoarea de a invita la cuvânt pe doamna senator Nicoleta Pauliuc, președinte al Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României. Doamna senator. Mulțumesc. Vă spun și eu bună ziua, doamna președintă a Senatului, doamna Anca Dragu, doamna consilier prezidențial, doamna Lorena Păun, domnilor secretari de stat, doamna general, domnilor general, domnilor profesori, stimați invitați, mulțumesc foarte mult organizatorilor că mi-au dat posibilitatea de a participa la acest eveniment și pentru faptul că îmi oferiți ocazia să vorbesc despre o temă foarte importantă și aproape de sufletul meu, și anume susținerea bolnavilor de cancer. Poate vă întrebați ce caută sau care este legătura între președintele Comisiei de Apărare, de profesie jurist, și cu un domeniu atât de specific, medicina. Din 2015, când președintele Klaus Werner Iohannis a trimis spre Parlament noua strategie de apărare, conceptul de securitate cunoaște o nouă definiție. Și atunci când vorbim de securitate, vorbim de sănătate, vorbim de educație, vorbim de schimbările climatice, iată cât de importante sunt să le abordăm în societate, deci vorbim și de sănătate. Dar această temă a bolnavilor de cancer este importantă pentru mine, nu doar, așa cum am spus, pentru că o abordez din punct de vedere al securității, ci pentru că mă număr printre cei care au avut de luptat cu această boală. Acum 4 ani am fost diagnosticată cu cancer de pancreas. Mi-a venit foarte greu să încep să vorbesc despre suferința mea, dar la sfatul doamnei consilier prezidențial și a domnului secretar, care mi-au spus că este important să ies, să le spun și să dăm o șansă supraviețuitorilor de cancer, am acceptat că e important să spunem celor care ne privesc și care se luptă în aceste momente cu această cumplită boală că există speranță și după ce diagnosticul te lovește crunt. M-am tratat aici în România. M-am tratat în spitalele din România. M-am tratat la specialiștii sau cu specialiștii din România și profit de această ocazie să le mulțumesc încă o dată colectivului de medici care au făcut o echipă extraordinară și au reușit ca astăzi să pot să vă adresez mesajul unui supraviețuitor de cancer, să pot să zâmbesc, să pot să particip la dezbateri. Am
încercat din poziția mea de senator să sprijin cât am putut bolnavii de cancer prin inițiativa legislativă privind accesul acestora la servicii de consiliere psihologică, psihoterapie oncologică și prin declararea Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer în prima duminică din luna iunie. Cel de-al doilea proiect, vă spun că nu este în totalitate copilul meu, este un copil într-un parteneriat cu doamna Loreta Păun și cu domnul secretar de stat Andrei Baciu. Nu plecăm de la ideea că, așa cum am fost acuzată în presă, că este o nouă zi, o sărbătoare națională, ce o să mai facă oare, ce o să dezbată? Dezbatem foarte multe probleme, pentru că din momentul în care ești diagnosticat cu cancer și supraviețuiești, în concepția mea, în definiția mea, supraviețuitorul de cancer este bolnavul care a doua zi se trezește, bolnavul care a doua zi luptă cu boala, care își continuă tratamentul, care își poate permite să-și facă vise, să-și îndeplinească visele, să-și vadă copiii, să-și vadă prietenii, să-și vadă familia. Deci, bolnavul cu cancer, supraviețuitorul cu cancer, din momentul în care reușește, trece peste perioada de tratament, are de întâmpinat foarte multe discriminări, obstacole. Și aș începe aici și aș spune întoarcerea la locul de muncă. Aș vorbi cu discriminări cu privire la accesul la servicii financiare. Situația profesională a pacienților, a supraviețuitorilor de cancer, se deteriorează adesea considerabil și ar trebui să luăm în discuție modul cum îi evaluăm la locurile de muncă. Ne dorim dezbateri concrete și am promis că în Parlamentul României lunar vor fi dezbateri care vor aduce în dezbaterea în fața opiniei publice teme cu care se confruntă supraviețuitorul de cancer. Vorbim deci de o temă importantă pentru orice națiune, și anume sănătatea oamenilor. Iar aici cancerul se numără printre dușmanii cei mai temuți cu care dumneavoastră, doctorii, luptați zi de zi pentru ca noi, oamenii simpli, să putem trăi în continuare, să ne putem bucura, așa cum am spus, de familie și de prietenii noștri. Salut lansarea acestui proiect care visează una dintre rădăcinile răului, diagnosticarea tardivă a cancerului, domeniul în care știm că, din păcate, România are încă pași importanți de făcut. Doamnelor și domnilor, conferința de lansare a acestui proiect vizează prevenția și diagnosticul precoce a unia dintre cele mai temute tipuri de cancer, cancerul colorectal, a doua cauză de mortalitate neoplazică din România. Iar statisticile sunt nemiloase în acest sens cu țara noastră. Aș dori să menționez un aspect. Acest proiect se bucură de o finanțare europeană consistentă. Iată că Europa face alături de specialiștii noștri lucruri concrete pentru ca noi toți să putem trăi o viață mai lungă. Sunt lucruri despre care mi-aș dori să aud mai mult vorbind pe politicienii noștri, vorbind și spunând că Uniunea Europeană înseamnă înainte de toate valori comune și solidaritate. Aici astăzi avem o dovadă concretă a acestei solidarități europene față de bolnavii noștri. Și mai notez un lucru. Planul European de luptă împotriva cancerului propune garantarea accesului pentru 90% din populația Uniunii Europene care se califică la screeningul pentru cancerul de sân, de col uterin și colorectal până în 2025. Știm cu toții că diagnosticarea timpurie însoțită de un tratament adecvat oferă pacienților șanse mult mai bune de vindecare. Iar proiectul dumneavoastră se poate dovedi esențial din acest punct de vedere. Îmi exprim speranța și încrederea că acest proiect de screening pentru cancerul colorectal reprezintă unul dintre pașii necesari pentru a ajunge cu adevărat la o depistare timpurie a acestei maladii, care înseamnă în cele din urmă nu doar un tratament mai puțin costisitor și mai puțin invaziv,
ci o speranță mai mare de viață alături de cei dragi. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Mi-am permis aceste două secunde de tăcere, de liniște, pentru a putea să auzim cum intră în sufletele noastre cuvintele pline de empatie și de energie pozitivă pe care doamna senator ne le-a spus astăzi. În continuare, am onoarea și deosebită plăcere să o invit să ia cuvântul pe doamna conferențiar universitar dr. Diana Loreta Păun, consilier prezidențial în cadrul administrației prezidențiale. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Da, este foarte greu să vorbești după doamna senator Nicoleta Pauliuc. Stimată doamnă manager, stimați membri ai Corpului Medical, onorat prezidiu, distinși colegi invitați, îmi face o deosebită plăcere să ne revedem în format fizic cu ocazia evenimentului de astăzi. Spitalul Militar Central reprezintă o instituție medicală, al cărei principal atribut îl constituie responsabilitatea, dar și perseverența de a salva vieți. În ciuda dificultăților cu care se confruntă sistemul sanitar din România și în ciuda provocărilor actuale pe care le traversăm. Permiteți-mi să transmit toată aprecierea echipei de management și întregului personal medical pentru dăruirea cu care aveți grijă de sănătatea noastră, pentru valorile pe care le promovați în rândul tinerei generații de profesioniști, aducând cinste ramurii medicale pe care o reprezentați și consolidând prestigiul medicinei românești. Avem nevoie de mai multe exemple, precum cele oferite de dumneavoastră. Avem nevoie de modele de bune practici, recunoscute și valorificate pentru a face față provocărilor actuale și emergente. Cancerul, așa cum au spus toți antevorbitorii mei, reprezintă o amenințare uriașă pentru societatea noastră, iar reducerea poverii acestei afecțiuni rămâne o provocare uriașă pentru sistemul sanitar din România. Suplimentar, pandemia COVID-19 a avut un impact negativ asupra îngrijirilor sanitare de rutină, dar și asupra prevenției și intervențiilor precoce. În privința afecțiunilor oncologice, raportul Misiunii Europene pentru Cancer menționează milioane de testări anulate și intervenții chirurgicale întârziate, reflectând o imagine devastatoare pentru următorii ani. De aceea, combaterea cancerului reprezintă o prioritate a mandatului prezidențial, necesitatea unui plan integrat, al unui plan național de cancer, fiind susținută de președintele României în relație cu această provocare majoră. Dialogul structurat lansat în Parlamentul României, în colaborare cu administrația prezidențială, pentru dezvoltarea unei abordări unitare în materie, consider că reprezintă un act de necesitate și responsabilitate, un angajament politic de a face față tuturor eforturilor posibile pentru remedierea deficiențelor și accelerarea inovației în domeniul prevenției, combaterii și tratării afecțiunilor oncologice. Dați-mi voie cu acest prilej să felicit echipa din Parlamentul României care a inițiat acest dialog. Este vorba de doamna președinte Anca Dragu, de doamna senator Nicoleta Pauliuc, de domnul deputat Nelu Tătaru și confirm faptul că avem dialoguri săptămânale cu asociațiile de pacienți, cu mediul public și privat, cu profesioniștii din sănătate, tocmai pentru a elabora și lansa cât mai curând Planul Național de Cancer. Mă bucur să fac parte din acest efort comun de a promova o politică publică de combatere a cancerului în România, un pas esențial pentru inversarea acestui trend îngrijorător privind incidența și mortalitatea prin cancer de care ne vorbea ceva mai devreme doamna comandant. Prevenția și diagnosticul precoce sunt pilonii fundamentali ai oricărei abordări strategice împotriva acestei maladii.
Organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenție, așa cum este cazul și proiectului lansat astăzi, depistarea precoce prin screening, diagnosticul și tratamentul precoce al cancerului rămân esențiale în acest proces. Vreau să vă felicit pentru câștigarea acestui proiect european și pentru evenimentul de astăzi, nu doar pentru că răspunde unui obiectiv general de creștere a accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, ci și pentru capacitatea de a valorifica oportunitățile deosebite de finanțare europeană, tocmai pentru a răspunde la presiunile de finanțare națională pe care le traversează întregul sistem românesc. Îmi exprim convingerea că prin inițiative de acest gen, promovate și multiplicate în sistemul de sănătate românesc, putem contribui la îmbunătățirea indicatorilor de sănătate ai populației României. Doresc să urez mult succes Spitalului Militar și partenerului COPAC în derularea acestui proiect și în obiectivarea rezultatelor sale, pe care le dorim cât mai bune. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna consilieră prezidențial, conferențiar universitar dr. Păun, și vă garantez că vom fi în continuare pe baricadele actului medical de înaltă performanță. Vreau acum să dau cuvântul excelenței sale, doamna Anca Dragu, care este președintele Senatului României. Doamna președinte, vă rog. Mulțumesc. Bună ziua, stimați invitați, onorat prezidiu. Dragă doamnă comandant, vă mulțumesc din suflet pentru această invitație și vreau să vă felicit pentru programul pe care îl lansăm astăzi și am încredere că veți continua cu aceeași forță cu care ne-ați obișnuit să conduceți lucrurile. Mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră și în calitate de copreședinte a Comisiei pentru Combaterea Cancerului de la nivelul Parlamentului României, o comisie comună, Senat și Camera Deputaților, alături de doamna senatoare Nicoleta Pauliuc. Am avut multe discuții cu toți participanții în acest sector de sănătate. Scopul nostru este să contribuim la o strategie națională de combaterea cancerului. De asemenea, să avem această legătură cu Comisia de Sănătate de la nivelul Parlamentului European, unde se discută, se aprobă strategiile și planurile pentru combaterea cancerului la nivel european și unde se gândesc și se pun pe piață programe interesante pe care ar trebui și noi să le atragem în România și să continuăm această luptă reală de, cu această boala secolului 20-21, boala zilelor noastre, care afectează foarte mulți oameni și în combaterea acestui flagel ține foarte mult de componenta de prevenție. Cancerul este o problemă majoră de sănătate, fiind menționat expres în articolul 168 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, articol care îi conferă Uniunii Europene competența de a sprijini, coordona sau completa acțiunile statelor membre pentru protecția și îmbunătățirea sănătății umane. Comisia Europeană, statele membre ale Uniunii Europene și societatea civilă conlucrează încă din 1985 pentru combaterea cancerului, în strânsă colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, cu Centrul Comun de Cercetare și cu Agenția Internațională pentru Cercetare în domeniul cancerului. Această boală reprezintă la nivel european a doua cauză a mortalității, după bolile cardiovasculare. La nivel european, în 2020, numai puțin de 2,7 milioane de oameni au fost diagnosticați cu această boală, iar 1,2 milioane de persoane mor din cauza acestei boli. România este una dintre cele mai afectate state din Uniunea Europeană. Zilnic în România, cifre de la nivelul anului 2018, trec în neființă în jur de 140 de persoane din cauza cancerului. Pentru mine, lupta împotriva cancerului reprezintă o prioritate.
Și cum vă spuneam, discuțiile pe care le-am lansat la nivelul Parlamentului cu toți stakeholderii se vor concretiza în proiecte concrete, în proiecte naționale de planuri naționale de combatere a cancerului. Cum vă spuneam despre situația mai puțin fericită a României în ceea ce privește combaterea cancerului și numărul mare de victime, să spunem că Europa are 10% din populația lumii, dar înregistrează un sfert din numărul mondial de cazuri de cancer. Este clar că această boală reprezintă o amenințare uriașă pentru societate, iar impactul economic total al cancerului în Europa este de peste 100 de miliarde de euro pe an. La nivelul Uniunii, de asemenea, cancerul colorectal este a doua cea mai frecventă cauză de deces prin cancer, cu aproximativ 156.000 de persoane decedate la nivelul blocului comunitar. Dovezile demonstrează că am putea preveni 40% din cazurile de cancer dacă am aplicat ceea ce știm deja, dacă am face apel la prevenție. Cu toate acestea, doar 3% din bugetele pentru sănătate sunt cheltuite în prezent pentru promovarea sănătății și prevenirea bolilor. Ratele de supraviețuire variază în funcție de țările europene din cauza variațiilor naționale în domeniul asistenței medicale și al strategiilor de tratament oferite la nivel local. O astfel de inechitate este inacceptabilă și ar trebui depuse eforturi intense pentru a reduce factorii care contribuie la variabilitatea incidenței și a mortalității. Supraviețuirea după 5 ani de la cancerul colorectal depinde de stadiul în care a fost diagnosticată boala. Dintre cei diagnosticați în stadiu incipient, 93% sunt încă în viață după 5 ani, în timp ce doar 6% sunt în viață după 5 ani, dacă diagnosticul a venit într-o fază târzie. Tocmai de aceea importanța acestui program de screening a identifica în faze timpurii apariția acestui tip de cancer este atât de importantă pentru a reduce numărul mare, uriaș, de cauze de deces. Programele formale de screening al populației pentru cancerul colorectal ar trebui să fie în vigoare în toate țările europene și în România. Ar trebui să se bazeze politica în acest sens și în România pe recomandările Uniunii Europene. Tocmai de aceea pot să vă spun că Parlamentul României este alături de dumneavoastră să sprijine aceste programe. Trebuie să lucrăm împreună și trebuie ca aceste programe, într-adevăr, să găsim soluțiile, să găsim acele mecanisme prin care prevenția să fie un fenomen de masă pentru prevenirea tuturor tipurilor de cancer. Mult succes în continuare! Vă mulțumesc! Doamnă președinte a Senatului, vă mulțumim pentru cuvintele spuse și vă mărturisesc că după ce am ascultat instituțiile de forță ale statului vorbind astăzi, încerc să fiu un pic mai optimist și sper că viitorul este mai luminos decât ne imaginăm noi în ceasurile grele. În cele din urmă, am plăcerea să mulțumesc gazdelor noastre, domnul general Ocotenent, conferențiar universitar dr. Cătălin Zisu și domnul colonel Dorca pentru faptul că ne-au prilejuit oportunitatea de a ne vedea astăzi aici, în această sală superbă. Am de asemenea rugămintea să invit pe reprezentanții instituțiilor de forță ale statului român să o însoțească pe doamna general Florentina Ioniță pentru o fotografie de grup pe trepte, pentru a, să zic așa, pecetlui pactul de sănătate despre care am vorbit astăzi, iar pe ceilalți invitați și colegi, vă invit în partea stângă a sălii pentru o pauză de cafea. Cu aceasta vă mulțumesc pentru participare și declar lucrările conferinței închise. Vă mulțumesc!